Patenele sunt porțiuni de discolorații diferite în zona ochilor. Dragii mei și dragile mele, sunteți pe canalul Frumuseții Vârstei Elegante. Sunt Veronica Sandu, medic-cosmetolog, specialist al modului de viață sănătos. Tema cearcănelor este foarte binevenită în toate timpurile, fiindcă cearcănele sunt o problemă cotidiană. Și dacă ne vom împăca cu faptul că ele sunt ireditare, nu vom primi rezultatele dorite la toate procedurile și tratamentele faciale. Multe metode de tratare a cearcănelor, chiar și unii influenceri, vlogeri, accentuează că au folosit multe produse, dar nu le ajută. Anticearcăne, antipungi. Aspectul în zona ochilor, noi o asociem cu o stare de bine, cu stare de sănătate. Merită să tragem atenție la zona aceasta, fiindcă ne aduce succes, ne aduce încredere în noi și ne simțim mai bine. O să vă prezint tipurile de cearcăne, în dependență de culoare, și tratamentele respective naturistice și produse care le găsim pe piață. De cearcănele de culoare roșietică, pot cearcănele roz roșietice pot apărea în caz de alergie. Alergie la un produs cosmetic necalitativ, expirat, produse decorative, o demachiere incorrectă sau de la factori externi. Până ajunge la medic, folosiți la domiciliu băițe din mușețel, ceaie verde, flori de tei, cearcănele goale sau cearcănele genetice, cearcănele care se transmit ereditar cu ochii adânc așezați. Cearcăne care se află la unghiul interior al ochiului. În cazul acesta, cel mai bine de folosit masajul, fitness-ul facial, fitness-ul și yoga pentru ochi și introducerea acidului hialuronic la un medic estetician. Cearcănelor genetice care avansează cu vârsta se aplică metodele de mezoterapie cu acid hialuronic, acid hialuronic cu hialuronidază, iar dacă apare hernia, desigur că se apelează la înlăturarea chirurgicală. În ce privesc produsele de îngrijire, aplicați măsculițe foarte fluide, legere, la fel ca și cremele din rutina de îngrijire. Atenție la produsele alergice, fiindcă pot să înrăutățească starea cearcănelor. Cearcănele albastre-violete mai des apar din cauza insomniei, oboselii, alimentației incorrecte, a deshidratării pielii din jurul ochilor. Are loc limfostază. În cazul acesta, masajul limfatic vă ajută foarte bine. Contraste. Aplicații contraste din salvie, din mușețel, din ceai, cuburile de gheață, produse care conțin cofeina, cofeina care stimulează circulația sângelui, ceaiul verde conține teobromină, la fel stimulează circulația sângelui. Deci, în cazul cearcănelor albastre-violete, ne străduim să drenăm, să oxigenăm în zona ochilor. Cearcănele brune apar unei pigmentări sau când nu se folosește crema de protecție. În cazul unei alergii pot apărea cearcănele
pigmentare. Cearcănele pigmentare de o culoare brună, de cearcănele de culoare brună. În cazul acesta folosim produsele care conțin vitamina C, conțin substanțe de albire. La domiciliu, castraveții, produsele lactate, sucul de lămâie, dar să fim atenți timpul de expoziție. În caz de cearcăne brune, aveți o diversitate de produse la domiciliu. Produsele lactate, iaurtul, smântâna, castraveții, sucul de lămâie, laptele, pătrunjelul. Nu uitați și de crema de protecție, de îngrijire, produse cu retinol, produse cu vitamina C. Folosirea produselor care conțin retinol sunt o metodă minunată, contemporană, pentru a înlătura și a diminua cearcănele albastre-violete. Retinolul stimulează sinteza de colagenă, acționează la restabilirea și regenerarea vaselor în jurul ochilor. Puteți face la salon în caz de cearcăne brune, nanofactor, mezoterapie, peeling, dermapen. Toate produsele cosmetice, respectiv fiecărui tip de cearcăne, le veți găsi în descrierea filmulețului. O să vă prezint fiecare produs, la ce tipuri de cearcăne să le folosiți și care sunt ingredientele principale. Pentru a preveni cearcănele, pentru a menține zona ochilor sănătoasă, cu efect antirid, pentru fermitate, vă recomand două produse. De la Cetaphil, un gel, cremă, care conține acid hialuronic, licorice și vitamine. Și a doua cremă, de lifting, care ați văzut-o la mine, eu o folosesc, de la Dermae cu celule STEM. A doua grupă sunt produsele pentru cearcănele genetice. Primul este cremuța de la Azelic, pe care eu o finisez, conține acidul azeleic și retinol, ser de la Reviva Labs, special pentru ridurile adânci, conține peptide, conține hidroxisucinat și este un produs care previne pungile. La fel ca și crema de la Neutrogena, conține retinol. De la Dermae, crema care conține retinol și Ganoderma este un super produs. Ganoderma întărește țesutul, îi dă forță, fermitate, stimulând nu numai colagena și elastina, dar oxigenând țesutul. A treia grupă sunt produsele pentru cearcăne maronii, pigmentate, de la Reviva Labs, deci un ser de la Reviva Labs, care conține arbutină, conține acidul coic, vitamina C, resveratrol. Este un super produs pentru pigmentarea în jurul ochilor. Și el, ca și de la Physician Formula, care conține colagenă și niacinamidă cu 24 de carați de aur. De la Dermae sunt și păcii în jurul plioapilor, care sunt binevenite în caz când noi vrem să ne odihnim și să dăm pauză ochilor. În cazul cearcănelor brune, pigmentate, sunt binevenite păcii îmbibate cu vitamina C, cu vitamina B3, cu cofeină, cu trihaloză, deci ele și hidratează, și dau fermitate, și albesc cearcănele, albesc zona ochilor. Pentru pungile pigmentate, nu uitați de crema de protecție. Cea mai bună cremă de protecție pentru zona ochilor este crema de la Eucerin. M-aș bucura
dacă ați ajuta comunitatea scriind în comentarii ce produse voi ați folosit în caz de ciarcăne. Eu vă iubesc, dragii mei, vă îmbrățișez, vă aștept și la alte filmulețe. Cu drag de voi! La revedere!